La o nouă emisiune. În această seară vă facem o invitație la cultură. O invitație la un festival frumos, un festival care se pregătește la Peștișani în această perioadă și vă așteptăm cu toții să veniți aici să vedeți lucruri interesante și totodată amuzante. Despre festivalul de la Peștișani discutăm în această seară cu domnul primar Cosmin Pigui. Bună seara! Bună seara! Pregătiți lucruri frumoase la Peștișani, un festival de artă foarte frumos, acasă la Brâncuș, aducem oaspeți de peste tot, sunt convinsă că o să vină oamenii, s-au obișnuit și cu IA, deja este o emblemă națională care a plecat de aici. Acum facem și festival de artă. Împreună cu Toma Cuzin, prietenul, colegul meu, consăteanul meu, am demarat în urmă cu câțiva ani primele prezentări de film în aer liber în Comuna Peștișani. La momentul respectiv am căzut de acord să realizăm ceva mai amplu, ceva mai de anvergură, mai complex și de înaltă calitate. Și iată că după această perioadă în care nu s-au putut organiza evenimente, începând cu anul acesta, primăria, în colaborare cu asociația Cuzin Toma, dacă poți, eu poți și tu, demarăm prima ediție a acestui festival de film în sat. Film în satul care l-a făcut om, l-a promovat, în care s-a educat și a învățat. Pot să spun că suntem într-un stadiu destul de avansat cu pregătirile. Stafful lui Cuzin a venit de câteva ori, ne-am pus de acord fiecare cere de făcut și chiar ne dorim să fie ceea ce ne-am propus de prima dată, ceva unicat, un festival de film într-o localitate rurală, dar dacă suntem rurali sau de la țară, nu înseamnă că suntem înapoiați și inculți, cum la Peștișani, având o instituție de învățământ cu foarte mare vechime în județul Gorj, liceul Constantin Brăcuș. Suntem în linie dreaptă, mai avem nici două săptămâni și Firicel, așa cum îl știu toți, va veni împreună cu prietenii și colaboratorii săi să ne bucure, să ne cultive prin tot ceea ce au gândit să realizeze. Primăria, prin hotărârea Consiliului Local, a acordat un sprijin financiar, nu foarte consistent, dar încurajator în așa fel încât Cuzin să aibă curajul să dea drumul proiectului și să meargă la sponsori care să asigure de fapt bugetul total al acestei manifestări, zic eu, de înaltă ținută. Este foarte frumos că se întâmplă așa ceva la Peștișani, merită să ajungem și noi pe o hartă a culturii, dincolo de partea, bineînțeles, legată de Brâncuș, dar e de remarcat faptul că e una din manifestările culturale la care lumea e invitată. Nu genul acela comunist de simpozion la care vin aceiași 10 oameni sătui și ei de genul respectiv de evenimente. Aici este foarte important că lumea este binevenită, e chemată. Și-au anunțat prezența foarte mulți români din țară, din toate colțurile țării, s-au înscris pe site-ul special realizat de Cuzin, filminsat.ro. Acolo, pe acest site, filminsat.ro, poate fi studiat programul, pot fi găsite multe informații despre ce se va întâmpla la Peștișani în perioada 3-5 iunie. Adică evenimentele vor depara vineri și se vineri la ora 17 și se vor încheia duminică la ora 15.
Și nu oricum, dacă ne gândim că în Căminul Cultural din satul Brâdiceni va fi prezentată o piesă de teatru a Teatrului Mic din București, o piesă în regia lui Claudiu Istodor, în care va juca, bineînțeles, Toma Cuzin. Curatorul, coordonatorul acestui festival este nimeni alta decât Irina Margareta Nistor, legenda noastră, legenda filmelor traduse în română, un specialist, bineînțeles, în film. Adică, până la ora actuală nu cunosc pe cineva mai cunoscător în ale filmului decât Irina Margareta Nistor. Este cea mai cunoscută voce a României, nu? Cred că da. Și Taxi a apreciat-o. Și noi, la rândul nostru. Ca să spicuim din program, discutăm despre faptul că festivalul are un program amplu și îl poate găsi toată lumea pe site. Eu mă uit acum acolo pe calculator, vedem site-ul, oricine poate să-l studieze și să-și aleagă evenimentele la care dorește să participe. Văd că sunt și voluntari, sunt multe lucruri legate de Peștișani, de unde a plecat și Toma Cuzin. Trebuie spus că aveți o promovare în forță și pe Facebook și e foarte important acest aspect, pentru că toți luăm informațiile de pe Facebook. E o platformă de comunicare foarte bună. Pe Discover Peștișani, foarte multe detalii privind programul acestui festival. De asemenea, poate fi studiat. În principiu, cam toată media națională a publicat comunicatul emis de Toma Cuzin și a fost deja invitat în mai multe emisiuni la nivel național, dar cam toată presa, toate radiourile, toate televiziunile au preluat această știre pentru că este ceva nou, film în sat, într-un sat dintr-o comună din județul Gorj, este ceva inedit și pentru ei. Pentru noi, în schimb, este un început de intrare în normalitate în ceea ce ne-am propus. Din momentul în care a obținut statutul de stațiune turistică, ne-am propus ca pentru a atrage turiștii și cât mai mulți turiști în zonă, în fiecare lună să organizăm un eveniment care să fie aducător de oameni în zonă, trebuie să prospere pensiunile, să capete curaj oricine să vină să investească la Peștișani, pentru că este o zonă cu potențial, iar primăria încearcă să le aducă clienți, promovează, acesta este rolul nostru, pentru ca agenții economici să prospere, să se dezvolte și calitativ și cantitativ Peștișanul să devină o localitate de referință pe harta județului Gorj. Ne-a ajutat foarte mult în obținerea statutului de stațiune turistică, ne-au ajutat evenimentele. Evenimentele culturale care au fost realizate au fost punctate și în special Festivalul România Autentică, Festivalul Răciturilor, aceste evenimente ne-au făcut să luăm punctaj în așa fel încât să putem fi declarați stațiune turistică de interes local. Un lucru foarte important, atunci când se alocă proiecte pe fonduri europene, statutul de stațiune îți aduce un surplus față de celelalte localități care nu au acest statut. Ce facem noi acum, să nu credeți că este simplu, este destul de mult pentru primărie de comună să se implice în organizarea unui festival de acest nivel, dar împreună cu stafful lui Cuzin, eu zic că va fi ceva de excepție și bineînțeles de la an la an vedem dacă am greșit undeva și remediem, așa cum a fost și cu Festivalul România Autentică, în așa fel încât chiar să devină un festival de top în România, să vină din toate colțurile țării, să vină să se cazeze la pensiuni, să vină cu corturile, să vină cu rulotele, să vină la Peștișani, pentru că au ce vedea, vor fi și trasee turistice, tot cu ghiz, în special pentru invitații de la București, care vor avea ocazia să vadă frumusețile
comunei Peștișani. Chiar am realizat o hartă și pe Google, și cu trasee, și cu locurile de cazare. Deci nu se vor plictisi cei care vin în zonă. Pe lângă manifestările, care nu vor fi doar niște simple prezentări de film, vor fi tot felul de ateliere, de creație, inclusiv copiii vor avea activități cu ateliere de teatru. Toată lumea va avea pe parcursul programului ce să facă, vor fi zone de food aduse chiar cu bucate, și cu bucate tradiționale, dar și cu bucate de mai cu fițe din București, pe care le aduc organizatorii din staff-ul lui Cuzin. Deci, în niciun caz să nu creadă cineva că vine la Bâlci, că vine și își parchează mașina pe unde vrea sau când vrea. Vrem să se simtă aerul de manifestare de artă, în niciun caz o ieșire pur și simplu gălăgioasă și pentru a mânca mici și a bea bere. E exclus așa ceva. Vrem să păstrăm nivelul înalt al manifestării, tocmai pentru a putea să aducem în anii următori și mai mulți artiști, din ce în ce mai mulți artiști, să se înțeleagă că nu este un festival care să-l promoveze pe Toma Cuzin. Începem cu el, dar vrem să aducem la Film în Sat mulți alți actori, chiar dacă îl realizăm acest festival împreună cu Asociația lui Cuzin. Noi ne dorim ca toate marile filme românești să fie prezentate la Peștișani de aici încolo, în prezența actorilor și regizorilor. Continuăm discuția cu domnul primar de la Peștișani despre acest festival Film în Sat, o manifestare cu de toate pentru toți. Vorbeam de faptul că și copiii au de văzut câte ceva și ei sunt alături de noi ca întotdeauna. Dar din program am putea spicui pe rapid. Deci, spre exemplu, ca și activități pentru copii, avem ateliere de teatru, atelier de percuție, atelier de dans contemporan cu artiști din București. După încheierea filmelor, seara, avem DJ sau artiști care vor realiza și spectacol. Deci după ce se încheie spectacolul, filmul în sat, va fi și o petrecere pentru cei prezenți și pentru invitați cu artiști pe care îi aduce Toma Cuzin. De asemenea, vor fi și scurtmetraje, nu numai lungmetraje, dar sunt destul de multe, adică vor fi proiectate peste 10 filme, vor fi corturi în care în timpul zilei se vor prezenta filme și de animație pentru copii, dar în special scurtmetraje care să asigure preocupare pe toată perioada desfășurării acestui festival. De asemenea, punem în valoare și Căminul Cultural de la Brădicini, un cămin modernizat pe fonduri europene, unde vor fi prezentate 3 scurtmetraje, dar și o piesă de teatru a Teatrului Mic din București. Eu zic că sunt foarte multe evenimente. Noi vom asigura infrastructura ca și primărie, de la curățenie, trasare, parcări, circuite pentru circulația mașinilor, toalete, generatoare de curent în cazul care sunt tot ce este probleme, necesar. Tot, ambulanță, pompieri. Avem deja programat pentru săptămâna viitoare o ședință de organizare cu cei de la poliție, ISU, jandarmerie, în așa fel încât să luăm toate măsurile care se impun pentru o bună și sigură organizare a acestui festival. Concret, unde vine lumea? Pentru cei care nu știu foarte bine Peștișanul. Vor găsi toate detaliile pe Facebook-ul primăriei, pe Discover Peștișani, pe site-ul filmsat.ro.
Dar pe amplasamentul în care se face de obicei bălciul de Sfântul Petru, în Nucet, la Peștișani, așa se numește, în Nucet, este aproape în mijlocul comunei, este o poiană frumoasă, înconjurată de două râuri, râul Bistrița și râul Bistricioara, încât o poiană cu mulți nuci, cu umbră, va fi un cadru natural perfect, în fundal fiind munții noștri, munții Vulcan. Am văzut pe site că deja oamenii s-au înscris, trebuie spus că totul este gratis, da. Nu există noțiunea de bilete cumpărate, însă ar fi bine să știm cam cu ce lucrăm, deci ideal este ca lumea să se înscrie. Evident însă că nu e nimeni așteptat neapărat cu bilet, poate oricine să vină oricum. Vreau să vă spun că totuși există o anumită capacitate, iar în cazul în care cei care se înscriu pe site la așa zisele bilete, că nu le plătesc, dar efectiv își fac o rezervare, organizatorii își rezervă dreptul de a limita accesul la eveniment pentru că ar fi o buluceală, ar fi bâlci, n-ar mai fi festival. În funcție de numărul de locuri disponibile, așa va fi și accesul. Ne așteptăm la un aflux de vizitatori foarte mare, mai ales că s-a făcut și se va face în continuare multă publicitate. Mii de persoane vor veni la acest festival și tocmai de aceea am luat în considerare că această limitare, posibilitate de limitare, pentru a nu se călca oamenii în picioare. Adică dacă vin 3.000 de persoane, este în regulă. Dar dacă vin 8.000-9.000, deja nu mai este chiar atât de în regulă, pentru că nu pot să vizioneze filmul. Nu există spațiu ca să vizioneze în aer liber un film. Ecranele pe care se vor proiecta filmele sunt ecranele de la TIFF. TIFF-ul fiind partener al organizatorilor și nu numai. Așa că sigur va fi calitate, pentru că asta ne interesează în primul rând, și la sonorizare și la calitatea imaginii, dar, cum spuneam, într-un fel au gândit-o bine cu aceste bilete, la un moment dat se va impune această limitare a participanților la festival. Acum fiecare va putea veni pe bucăți la ceea ce este interesant pentru el. Probabil că familiile cu copii vor veni să vadă și partea de animații. Fiecare poate să vină structurat pe ceea ce își dorește să urmărească. Da. În oricare din aceste zile. Tocmai de aceea este această diversificare cu muzică, cu dans, cu teatru, cu film, în așa fel încât fiecare grupă de vârstă să aibă ce să facă, să nu se plictisească. Pentru tați este și terasa cu bere, mămicile se pot ocupa cu copiii de teatru și de dans și de percuție, așa că toată lumea poate să plece fericită, mulțumită de la evenimentul organizat de noi împreună cu asociația lui Toma Cuzin. Asta este în ceea ce privește festivalul. Cu România Autentică? Festivalul România Autentică se va organiza pe 24 și 25 iunie. Astăzi, mâine, vom finaliza lista invitaților. Deocamdată nu pot să vă dau numele participanților. Oricum, vor fi multe nume mari ale muzicii românești. Facem o mică reorganizare, adică vei veni cu ceva nou. Vom lăsa pentru Doina Gorjului seara de vineri și până la spectacolul Doinei Gorjului vom avea multe tarafuri tradiționale ale Gorjului. Iar sâmbătă, de la ora 8 la 12, poate chiar ora 1, vom avea cele mai mari nume ale soliștilor de muzică populară din Oltenia și din România. Așadar, încă un eveniment de amploare.
încă un eveniment de amploare, iar după aceea, pe 29 iunie, este Bâlciul de Sfântul Petru, care este o sărbătoare cu sute de ani de tradiție în Comuna Peștișani, care se va desfășura pe același amplasament din Nucet, acolo unde este realizat și festivalul de film În Sat. E foarte bine că, iată, și după pandemie, aceste evenimente reușesc să capaciteze și administrația locală, pe de o parte, dar mai ales cetățenii care doresc să vină în calitate de spectatori. Și sunt convinsă că și la bugetul local, dar și în ceea ce privește bugetele micilor afaceri, vor fi adaosuri importante în urma evenimentelor. Da, noi avem o tradiție. În prima sâmbătă după Paști, la Peștișani, este horă de sâmbătă luminată. Am avut în premieră peste 3.000 de persoane participante. Am avut cea mai mare horă, care cred că a fost peste 1.500 de persoane în horă, dacă nu 2.000. Un spectacol de muzică populară care mi-a arătat setea oamenilor după evenimente de a se relaxa, de a se destinde după această perioadă îndelungată în care am fost închistați, obligați să stăm acasă și să nu ne mai întâlnim, să nu mai socializăm, să ne mai distrăm, la urmă urmei. Iar numărul foarte mare de persoane participante și mai ales foarte mulți din exterior mă face să cred că și la festivalul de film În Sat vor fi foarte multe persoane, mai ales că este și ceva inedit, este cu totul și cu totul altceva. Sunt convins că foarte mulți din Târgu Jiu vor veni la acest festival, pentru că vin și VIP-uri și actori din Las Fierbinți și din alte filme care ne vor onora cu prezența și sunt convins că mulți își doresc să îi întâlnească, să-i cunoască, să ia un autograf și să-i vadă pe viu. Și mai ales și eu, spre exemplu, aștept să-l cunosc personal pe Irina Margareta Nistor, care ne-a bucurat copilăria, tinerețea cu filmele traduse de ea. E frumos și cadrul natural. E important că este în aer liber, pentru că tot am rămas cu spainele de după COVID și e super că e gratuit. Da. Așadar, venim la film. Mulțumim!